Vreau să le mulțumesc fiecăruia care a participat, a contribuit, de la constructor până la personal, de la personalul administrativ, adică conducătorul instituției și finalizând cu părinții care sunt sigur că tot așteptau de mult ca acest lucru să se întâmple. Este vorba despre 320 de locuri, bugetul alocatului aproximativ 15 milioane de lei pentru ca aceste lucruri să devină realitate și în continuare trebuie să cheltuim bani pentru astfel de lucruri, pentru că nu vorbim despre economii sau nu știu ce, vorbim despre investiții, investiții în copii. Ori în Chișinău, în Republica Moldova, principalul activ pe care îl avem pe termen lung este capitalul uman. De asta trebuie să ne îngrijim ca copilașii de la vârstă mică și până la studenții să aibă parte de condiții bune.